Spun un bun venit cuvântului care se rostește în momentele acestea. Sunt foarte multe fețe de care mi-e ador și care în momentul acesta produc mare bucurie sufletului meu. Domnul să vă binecuvinteze și să vă țină aproape de El în condiția în care El a venit la noi pentru ca să și rămână. El a venit la noi pentru ca să ne învețe ce înseamnă să te dăruiești și apoi să nu mai pleci niciodată. Aș dori să folosim momentele acestea pentru un popas de gândire. După ce sufletul ne-a fost delectat cu muzică, după ce ne-am întâlnit cu frumosul, după ce L-am lăsat pe Dumnezeu să ne sensibilizeze. Dați-mi voie să așezăm în sufletul nostru o anumită direcție de gândire. Vă voi invita să deschideți cuvântul lui Dumnezeu cu mine în Psalmul 20 și aici de la versetul 6. Să citim împreună. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și îi va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Dați-mi voie să vă cer ajutorul. Cine este unsul de aici? Mai îndrăznesc să mai citesc o dată. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și îi va răspunde din ceruri, din locașul său cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Cine e unsul? De asta vă spuneam, avem nevoie uneori ca în mijlocul frumosului să ne luăm o pauză ca să devenim puțin mai pragmatici și să ne întrebăm, dar despre cine e vorba? Voi citi mai departe, iar dumneavoastră rămâneți cu întrebarea, cine e unsul? Unii se bizuie pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împărat și ascultă-ne când te chemăm. Cine e unsul? Psalmul 20 este un psalm pentru împărat. Unsul de aici este împăratul. Și poate că mă întrebați, dar ce legătură are? Că n-are nicio legătură. Vorbim despre nașterea Domnului Iisus, despre venirea sa în condiția noastră. Mai așteptați-mă puțin. O vreme mai târziu, Caiafa, în Ioan 11 cu 50, va vorbi în fața înțelepților poporului evreu, argumentând și spunând, este o regulă ca un om să moară pentru tot poporul. Așa spune Caiafa. Este o regulă, un om să moară pentru tot poporul. Vreau să vă întreb, cine trebuia să moară pentru tot poporul? Răspuns, împăratul. Condiția pentru care Dumnezeu a lăsat pe cineva care să împărățească peste o națiune sau un popor este ca persoana respectivă să fie capabilă să-și salveze poporul, nu ca tot poporul să lucreze pentru salvarea împăratului. Nu. S-au întors lucrurile pe dos mai târziu. Inițial, împăratul trebuia să
salveze poporul. De asta am și citit împreună Psalmul 20 cu versetul 6. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și îi va răspunde din ceruri, din locașul său cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Cu alte cuvinte, unsul era acela care avea o legătură specială cu Dumnezeu și datorită lui el era capabil să salveze tot poporul. Vreau să vă aduc aminte de David. Goliat era de 40 de zile amenințând poporul lui Dumnezeu. Timp de 40 de zile, poporul evreu n-a avut curajul să respire. După 40 de zile, apare David în tabără, care fusese uns ca împărat. Și pentru prima dată în toată tabăra lui Israel, va exista cineva care va ieși în față și va ieși împotriva lui Goliat cu ce? Zice, nu cu sabie, nu cu suliță, ci cu... Nu cu praști. Cu numele lui Dumnezeu. Asta era de fapt rolul împăratului la vremea respectivă. Din cauza asta, Domnul Iisus Hristos este împărat pentru poporul său. Nu pentru că a venit ca tot poporul să-i slujească, ci pentru că a venit ca el să-și salveze poporul. El va trebui să fie primul care să pășească în teasc. Și datorită lui, vă aduceți aminte textul care spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară nimeni. Domnul Iisus Hristos trebuia să fie întruchiparea acestui împărat, care, spre deosebire de toți împărații acestei lumi, își va salva poporul. Și îl va salva în așa fel încât nimeni care va dori să facă parte din poporul lui Dumnezeu să fie pierdut. Nimeni. Ăsta este statutul împărătesc al Domnului Iisus Hristos. Și acum, în cartea Hristos Lumina Lumii, la pagina 20, există acest gând. Prin lucrarea de răscumpărare a lui Hristos, adică răscumpărarea poporului, se recunoaște justeția guvernării lui Dumnezeu. Ce înseamnă justețe? Poftiți? Cu alte cuvinte, datorită faptului că Iisus Hristos și-a răscumpărat poporul, prin aceasta a demonstrat faptul că, într-adevăr, El era împăratul acelui popor. Nimeni în toată istoria nu poate să fie recunoscut ca împărat al poporului lui Dumnezeu decât acela care este dispus, capabil să-și dea viața pentru popor, pentru norod. Caiafa, când rostește cuvintele astea, le rostește fără să priceapă ce spune. Dragii mei, când a venit aici la Betleem, își aduna poporul. Și aduna pe cei ai lui. Îi strângea la oaltă pentru ca să-i formeze într-un singur popor, pentru ca să-i poată răscumpăra. Venise la ei pentru ca să nu mai plece niciodată. Venise la ei ca să-i adune. Venise la ei pentru ca să-i poată să-i salveze și în același timp toți aceștia au fost chemați să își recunoască regele. În Isaia, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos întreabă, de ce n-a fost nimeni când am venit? De ce n-a fost nimeni? Recunoașterea unui alt fel de împărat decât împărații cu care suntem obișnuiți. Recunoașterea unei alte realități spirituale decât realitatea cu care suntem obișnuiți. Aceasta este marea provocare pentru noi.
Nașterea Domnului Iisus Hristos pune problema în felul următor. Ce fel de mântuire cauți? Ce fel de răscumpărător dorești? Cine vrei să rămână cu tine sub titlul de Emanuel? Cu cine te înfrățești? Cu cine închei un legământ? Voi încheia momentele acestea de meditație citind câteva gânduri. Preoții povestesc tradiții. Ei înalță în slăv religia și sfințenia lor, în timp ce pe greci și pe romani îi denunță ca păgâni și păcătoși și păcătoșilor. Acești înțelepți nu sunt idolatri și în fața lui Dumnezeu sunt cu mult mai presus decât așa zis și săi închinători. Cu toate acestea sunt priviți de iudei ca păgâni. Nici chiar cei rânduiți ca păstori sau păstrători ai Sfintelor Scripturi nu primesc cu simpatie arzătoarele întrebări. E vorba de magi. E vorba de momentul în care, atunci când au ajuns pe muntele măslinilor, steaua care îi condusese s-a așezat deasupra templului și s-a stins. Și au fost lăsați singuri. Descurcați-vă în orașul sfânt. Descurcați-vă în Ierusalim. Vreau să vă întreb, de ce s-a stins steaua? Câtă vreme steaua e aprinsă, e ușor. Mergi unde te duce ea. Când s-a stins steaua, ce faci? Și bat la poartă peste tot și întreabă, ați auzit de împăratul de curând născut? Împăratul? Și bate la poarta templului și stau de vorbă cu toți și nimeni nu știe, nu știu nimic. În mijlocul poveștilor generale se pierde adevărul. În mijlocul poveștilor generale se pierde dorința după împăratul, după Hristos. În mijlocul sărbătorii acesteia, cine îl mai caută pe cel născut? Aș vrea să plecăm de aici cu mâna întinsă după Dumnezeu. Aș vrea să plecăm de aici cu gândirea noastră străbătând cerurile. Aș vrea să plecăm de aici, dincolo de muzică și poezie, cu frumusețea și cu slava lui Dumnezeu în suflet. Dați la o parte, faceți-vă loc, treceți printre poveștile lumii, printre obiceiurile destul de neortodoxe ale vremii noastre. Dincolo de faptul că este o zi sau alta, important este în ce măsură ți-ai găsit împăratul. În ce măsură Domnul căruia îi slujești este într-adevăr cel ce te va salva și e gata și a murit pentru tine. Domnul să vă binecuvinteze cu astfel de odihnă și cu astfel de binecuvântare. Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Galateni și acolo cuvântul ne relevă, ne descoperă de asemenea o taină frumoasă. De la versetul 4 zice, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă
Duhul, Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tatăl. Așa că nu mai ești rob, ci ești fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Amin. Câteva lucruri. Punctul 1. Domnul Iisus Hristos a venit aici ca să fim înfiați. Asta este logica lui Emanuel. Emanuel a venit aici și ne-a înfiat ca fiind poporul lui, ca fiind casa lui, ca fiind familia lui. Priviți în stânga și în dreapta și ceea ce este aici e familia lui Dumnezeu. Priviți în stânga și în dreapta și bucurați-vă pentru că v-ați întâlnit cu familia lui Dumnezeu. Punctul numărul 2. Înfierea nu poate să aibă loc decât prin Duhul Sfânt. Uitați ce zice aici. A trimis în inimă pe Duhul Sfânt, adică Duhul Fiului Său, care strigă în sufletul nostru, ce strigă? Ava. Duhul Sfânt strigă în sufletul nostru după Tatăl. Dacă nu este Duhul Sfânt, nimic în ființa noastră nu va striga după Tatăl sau după întoarcerea noastră acasă sau după venirea lui Iisus Hristos sau după încheierea tragediei acestei lumi. Domnul Iisus Hristos lucrează împreună cu Duhul Sfânt. Vă rog din suflet, nu fiți indiferenți față de această extraordinară șansă, și anume să fiți asistați, să fiți binecuvântați, să fiți călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Învățați de la Duhul Sfânt să strigăm după ceva ce este dincolo de noi înșine. Strigați Tată! Și ajung la concluzia că, datorită faptului că noi suntem frați cu Domnul Iisus Hristos, prin această înfiere Dumnezeu Tatăl ne-a devenit Tată. Betleemul are o importanță extrem de mare în ceea ce privește legătura noastră cu cerul. Noi nu suntem legați doar de Domnul Iisus Hristos, care este al nostru și care rămâne al nostru pentru veșnicie, dar prin Iisus Hristos suntem legați de Tatăl, astfel încât nimic nu ne mai poate desface. În final, aș dori să vă invit să rețineți cuvintele astea, care sunt de o importanță deosebită din aceeași carte, Hristos, Lumina Lumii. În Hristos ajungem mult mai strâns uniți cu Dumnezeu decât dacă n-am fi căzut vreodată în păcat. Luând natura noastră, Mântuitorul s-a legat de omenire cu o legătură ce nu se va putea rupe niciodată. El este legat de noi pentru veșnicie. Tatăl l-a dat nu numai ca să poarte păcatele noastre și să moară ca sacrificiu pentru noi, ci El l-a oferit neamului omenesc decăzut. L-a oferit dăruindu-l. E al nostru. E al tău. Vreau să te întreb. În secolul 21 îți mai trebuie Iisus? În secolul 21, ce mai faci cu Iisus? În zilele astea, de toate felurile, unde e darul pe care ți l-a dat Dumnezeu? Îl porți? E cu tine? Închei spunând că, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos se apropie de un orb. Îi unge ochii cu tină și apoi îi spune să se ducă la scăldătoarea care se numea, poftiți? Trimisul. Că tâlmăcit înseamnă trimisul. Și îl spune, du-te acolo. Și când și-a spălat ochii în scăldătoarea trimisului,
i-a venit vederea. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre Iisus Hristos ca fiind trimisul. Trimisul lui Dumnezeu din partea împărăției sale, solul legământului către noi, are ceva de spus. A venit la noi pentru ca în momentul în care a ajuns aici, solul legământului să poată vorbi și a vorbit clar și deslușit, în așa fel încât să știm până în secolul 21 care sunt cuvintele lui, cuvintele trimisului. Dragii mei, și dacă trimisul a venit, mai trebuie să mai vină ceva. Atât. Spuneți-mi ce mai trebuie să vină. Spuneți-mi ce mai trebuie să vină. Trimisul a venit. Ce mai trebuie să vină? Vino împărăția ta, cum e în cer și pe pământ. Amin.